spune cu dor, te doresc pe tine. Iisuse, să te primesc în viața mea. Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare care comemorează momentul în care Hristos a fost dus la templul din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru împlinirea rânduielilor legii. După legea iudaică, la 40 de zile de la nașerea pruncului de parte bărbătească, mama acestuia trebuie să meargă la templu ca să le închine lui Dumnezeu. Odată ajunși la templu, ei au fost întâmpinați de preotul Seimon. Când dreptul Simeon l-a luat în brațe pe Dumnezeu, pruncul a exclamat: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, în pace, după cuvântul tău, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o tuturor popoarelor, și slavă poporului tău, Israel. Iată că întâmpinarea Domnului, primirea Lui, aduce în viața noastră gând de pace, gând de liniște și multă lumină. Ieșenii cunosc importanța acestei sărbători. Au venit să-i mulțumească lui Dumnezeu prin rugăciune alături de ceilalți enoriași. Este pentru că încă din vechime dreptul Simeon o așteptat cu drag și cu dor, așa cum au zis și părintele, să-l întâmpină pe Mântuitor. Și după aia i-a zis: slobozește-mă, stăpâni, că văzură ochii mei, pentru sănătate. Să ne binecuvinteze Dumnezeu pe toți și noi să-L întâmpinăm cu bucurie de fiecare dată, nu numai la bucurie, la sărbători. Așa, în casele noastre, în sufletele noastre, ori de câte ori avem nevoie, ne amintim de fiecare dată. Pentru sănătate, mai ales a poporului ăstuia care, eu zic că e năpăstuit așa, s-au îndepărtat unii de alții, fiecare pentru el să aibă, să fim sănătoși. Pentru copii, pentru nepoți, că avem și strănepoți. Pentru a simți o pace în inima mea. Mă simt bine când vin la biserică. Pentru ce te-ai rugat? Pentru rezultate bune la facultate, pentru sănătate. Pentru tot sufletul fiecărui credincios, care cu adevărat crede bine, să știe și să aplice ceea ce știe. Pentru sănătate, liniște a copiilor și a țării și a tuturor. Și pentru bunul mers al tuturor lucrurilor. Că e trist ce se întâmplă la noi în țară astăzi. Dreptul Simeon ne-a pregătit să-L întâmpinăm și noi pe Domnul în fiecare zi și o lecție de acum de a-L întâmpina pe Domnul cu dragoste și cu dor în urma predicii de astăzi. Cred că în primul rând pentru liniștea externă, pace, dar și pentru cea internă, că dacă e cea internă, atunci vine și cea externă. Și atunci să fim împăcați cu noi, cu Domnul și cu toată lumea. Sănătate și celelalte, toate le primim de, tot de la Domnul. Și atunci, nu știu dacă trebuie să facem o listă pentru cei să-i mulțumim, faptul că ne-am trezit azi dimineață, faptul că avem simțurile toate intacte și sănătoase, rațiune luminată, văz, auz, nu știu dacă este ceva pentru care nu ar trebui să-i mulțumim. La slujbă au asistat și oficialități locale și județene. Și o bucurie permanentă. Începând de la gesturile nesemnificative, pentru cel care iubește, totul capătă o valoare. La Catedrala Mitropolitană este zi de hram. Această sărbătoare are o însemnătate aparte, deoarece a fost primul hram pe care l-a primit Maica Bisericilor Moldave, după cum este cunoscută catedrala. Patru mari ierarhi au oficiat Sfânta Slujbă. Înalt Preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ieșenilor și Preasfințitul Damaschin Dorneanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.